Doamnelor și domnilor deputați, am rugăminte azi ne ridicăm în picioare pentru intonarea imnului național al României. Doamnelor și domnilor deputați, declar deschisă prima ședință din cadrul celei de-a doua sesiuni ordinare a Camerei Deputaților din anul 2021, convocată în temeiul articolului 66 aliniatul 1 și 3 din Constituția României Republicată și ale articolului 34 litera A din regulament. Din totalul de 330 de deputați și-au înregistrat prezența la lucrări 276. Vă prezint o informare scrisă din partea doamnei deputat Ana Maria Gavrilă, care ne aduce la cunoștință că își încetează activitatea în cadrul grupului parlamentar AUR și va activa ca deputat neafiliat. Stimate colege și stimați colegi, ordinea de zi și programul de lucru pentru ședința de astăzi, propuse de biroul permanent și aprobate de Comitetul Liderilor grupurilor parlamentare au fost distribuite. La ordinea de zi avem alegerea vicepreședinților, secretarilor și chestorilor Camerei, care, potrivit dispozițiilor regulamentare, astfel cum au fost modificate, este supusă votului deschis, pe care îl vom exprima astăzi prin mijloace electronice. Permiteți-mi să vă reamintesc faptul că, potrivit dispozițiilor regulamentare, cei patru vicepreședinți, patru secretari și patru chestori care fac parte din biroul permanent, se aleg la începutul fiecarei sesiuni ordinare. Repartizarea locurilor în biroul permanent al Camerei, în biroul permanent pentru grupurile parlamentare, se aprobă de plenul Camerei Deputaților. La propunerea liderilor grupurilor parlamentare, pe baza negocierilor dintre aceștia, respectându-se configurația politică a Camerei Deputaților. Practic vom avea două voturi conform regulamentului, un vot pe configurația politică a funcțiilor de la nivelul biroului permanent, urmând ca ulterior să votăm componența nominală. Practic, componența politică se prezintă după cum urmează. Grupul parlamentar al PSD, două locuri de vicepreședinți. Tot la vicepreședinți, grupul parlamentar al PNL, un loc de vicepreședinte și grupul parlamentar al USR, un loc de vicepreședinte. În ceea ce privește secretarii, grupul parlamentar al PSD, un loc, grupul parlamentar al PNL, un loc, grupul parlamentar al USR, un loc, grupul parlamentar al minorităților naționale, un loc. În privința chestorilor, grupul parlamentar al PSD, un loc, grupul parlamentar al PNL, un loc, grupul parlamentar al UDMR, un loc, grupul parlamentar al AUR, un loc. Vă rog să vă pregătiți cartelele și să exprimăm votul pentru componența politică a biroului permanent.
Votați, vă rog. Din 273 prezenți, 272 de voturi pentru, o abținere. Deci a fost aprobată structura biroului permanent politică. Am rugămintea către liderii grupurilor parlamentare să ne prezinte propunerile nominale pentru fiecare poziție pe care o dețin în biroul permanent. Grupul PSD, în ordinea descrescătoarea mărimii. Conduc ședința camerei de sunt. Da, eu zic ca să simplificăm procedura, s-a anunțat și conducerea grupurilor parlamentare care a fost votată în fiecare grup. Bine, mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Vă comunicăm reprezentanții grupului Partidului Social Democrat în biroul permanent al Camerei Deputaților pentru această sesiune. Pentru pozițiile de vicepreședinți, domnul Sorin Mihai Grindeanu și domnul Alexandru Rafila. Pentru poziția de secretar, Vasile Daniel Suciu, iar pentru poziția de chestor, domnul Marius Constantin Budăi. De asemenea, grupul parlamentar al PSD, format din 110 membri în Camera Deputaților, va fi condus în această sesiune de lider Alfred Robert Simonis, vicelideri Adomnică Mirela, Alda Adrian, Cristescu Radu, Florea Oana, Georgescu Nicolae, Halici Nicușor, Ilișanu Claudiu, Macovei Silviu, Popa Ștefan, Rasaliu Marian, Șerban Ciprian. Iar secretari Nicuniță și Vasile Cătea. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule lider. Îl invit în continuare pe liderul grupului parlamentar al Partidului Național Liberal. Vă mulțumesc, domnule președinte al Camerei Deputaților. Voi începe cu componența conducerii grupului parlamentar PNL, lider al grupului parlamentar PNL, Gabriel Andronache, viceliderii ai grupului parlamentar PNL, Alexe Florin Alexandru, Andrei Alexandru Ioan, Bâlcea Ovidiu Sergiu, Cupșa Ioan, Fechet Mircea, Giugea Nicolae, Cociș Cristea Alexandru, Popescu Pavel, Roșca Mircea și Trăilă Cristina. Secretar al grupului parlamentar PNL, Bota Călin Ioan. În privința membrilor biroului permanent al Camerei Deputaților, repartizați conform ponderii grupului parlamentar al Partidului Național Liberal, pentru funcția de vicepreședinte Roman Florin Claudiu, pentru funcția de secretar Buican Cristian, pentru funcția de chestor Tuță George Cristian. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnul Andronache. În continuare, îl invit pe domnul Ionuț Moșteanu, liderul grupului parlamentar USR. Bună ziua, doamnelor și domnilor, spor și inspirație în sesiunea care începe acum. Avem două locuri în birou permanent, din partea USR plus Prună Cristina Mădălina, vicepreședinte, Lupu Andrei Răzvan, secretar. Ca lider de grup, Moșteanu Livionuț, viceliderii Bula Iulian, Buzoianu Diana Anda, Dehelan Silviu, Murariu Oana, Rodanu Bogdan Ionel, Zedler Cristian Gabriel, Stoica Diana, Teniță Dragoș Cătălin și secretar Lorinț Ștefan Iulian. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul lider! Invit în continuare grupul parlamentar al AUR pe liderul grupului, George Simion. Mulțumesc, domnule președinte. La noi lucrurile rămân neschimbate. În birou permanent avem o funcție de chestor, domnul Antonio Andrușceac, lider de grup George Simion, vice-lideri Adriana Axinia, George Badiu, Daniel Gheorghe Rusu, secretar Ciprian Ciubuc, Gianina Șerban, Dumitru Viorel Focșa. Vă rog, domnule președinte, dacă se poate să ținem un moment de reculegere în memoria victimelor dictatului de la Viena, indiferent de etnia lor. Vă propun un moment de reculegere.
mulțumesc. Îl invit în continuare pe liderul grupului parlamentar UDMR, domnul Cioma Botond. Bună ziua! Pentru funcția de chestor îl propunem pe domnul Șareș Deneaș, funcția de lider Cioma Botond, vice-lider Benedek Zakaria și Szabó Ödön, secretar Nagy Szabolcs. Vă mulțumesc, domnul lider! În continuare invit liderul grupului parlamentar al minorităților naționale, domnul Pambukcian. Vă mulțumesc, domnule președinte! Grupul parlamentar al minorităților naționale are în continuare 18 membri. Lider Varujan Pambukcian, vice-lideri Giureț Slobodan Ghera, Ionel Stancu, secretar Gheorghe Nacov și Ognean Crâstici. Pentru funcția de secretar al Camerei Deputaților, domnul Ovidiu Victor Ganz. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnul Pambukcian! Cu aceasta am finalizat procedura de prezentare a reprezentanților grupurilor parlamentare. Mai dau citire odată listei biroului permanent, mai puțin președintele, evident, vicepreședinți. Din partea PSD, Mihai Sorin Grindeanu, Alexandru Rafila. Din partea Partidului Național Liberal, Florin Claudiu Roman. Din partea grupului parlamentar al USR, Cristina Mădălina Prună. Pentru secretar, din partea grupului parlamentar PSD, Vasile Daniel Suciu, din partea grupului parlamentar PNL Cristian Buican, din partea grupului parlamentar al USR Andrei Răzvan Lupu, din partea grupului parlamentar al minorităților naționale Ovidiu Victor Ganz. În ceea ce privește chestorii, Marius Constantin Budăi, grupul parlamentar al PSD, George Cristian Tuță, grupul parlamentar al PNL, Șereș Deineș, grupul parlamentar al UDMR, Antonio Andrușciac, din partea grupului parlamentar AUR. Vă invit să vă exprimați votul pentru componența nominală a biroului permanent. Votați, vă rog. ...280 de voturi exprimate, pentru 279, un coleg deputat nu votează, a fost aprobată componența nominală a biroului permanent pentru sesiunea ordinară, a doua sesiune ordinară din anul 2021. Stimate colege, stimați colegi, conform programului aprobat, în continuare invit noi membri ai biroului permanent, precum și liderii grupurilor parlamentare la sala de ședințe a biroului permanent pentru prima reuniune a biroului permanent în noua componență. Și de asemenea, vă reamintesc că astăzi, la 17.30, are loc ședința solemnă comună a Camerei Deputaților și Senatului, consacrată primirii mesajului domnului Igor Grosu, președintele Parlamentului Republicii Moldova. Ordinea de zi pentru astăzi fiind epuizată, declar închisă ședința Camerei Deputaților.